Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Sump. Bă, fraților, astăzi e primul episod cu noul microfon, bă. Sper că, băi mei, vă place noua calitate. Eu zic că e super bun, adică față de celălalt microfon se aude mult, mult mai. Băi, frate, ăsta e ratat, rău să mură, dar nu m-a rocolit, frate. Dă fix peste mine, frate. Se aude mult mai clar decât vechiul microfon, ăla se auzea înfundat, se auzea, zici că eram bolnav. Adică, bine, bolnav, nu cu capul, bolnav, răcit. Așa, ăsta se aude mult mai bine. Pui mei, i-am găsit și niște setări și, apropo, ne-am mutat pe OBS Studio cu ocazia asta, pentru că este mult mai optimizat, zic băieții, decât OBS-ul ăla. Bine, văd și eu, îmi folosește doar 8% din procesor. Oricum, v-am zis zilele astea, săptămânile astea, nu știu, o să-mi fac și PC-ul de streaming, ca să puteți scrie un GTA 5 la 1080p 60 FPS-uri și să fac live-urile în general, 1080p 60 FPS-uri. Cine mi-a, frate? Bă, cum se aude NRG-ul ăsta, mă? Mamă. Ok, băi, la ora asta aș da un rob. Frate, dai rob. Bă, mă scuzați dacă se aude tastatura un pic mai tare ca la celălalt microfon, dar... pui mei, n-am ce să-i fac pentru că e microfon de studio. E microfon care nu se aude așa foarte... foarte... înfundat foarte așa. Știi, eu sunt destul de departe de microfon acum și se aude super bine. Asta e faza. Deci... se aude mai tare și așa nu mă duc la școală. Eu mă duc doar mâinei. Oricum v-am zis, o să fiu plecat zilele astea. Trebuie de mâine să filmez episoade multe de Samp, pentru că după aia următoarele zile, vreo 5 zile o să fiu plecat, deci na. Oricum am zis, deschiderea de pe el nu o să pot să o filmez, pentru că o să fiu la bunici pe 14, dar o să joc de acolo. O să mă găsi, nu știu, o să pun pe pagina de Facebook sau o să fac un infovideo așa mic de vreo câteva secunde să vă arăt numele. Stai. La mine în casă nu mai e nimeni de azi, au plecat decât 4. Mai e 1. Azi au plecat decât 4, mai e 1. Ce? A. Au plecat toți. A, stai, frate, mai ai și ăsta. Bă, eu o să merg să caut persoane pentru rob. Hai, frate, rog, că filmez. Faza e că sper să fie calitatea super ok la ăsta. Adică, văd, îmi folosește doar 6 la... Uite, 8% din, frate, din procesor. 8%. 8 la fucking 100, frate. E foarte puțin. Ăla la alt OBS-ul vechi îmi folosea 20%. Hai, hai că poți, hai că poți, hai că poți, hai că... Hai, mă, că urcă, hai, mă, că urcă. Da, dar pot și... A, ba, da, nu pot fără spawn, nu pot fără spawn. Da, mă rog. Slash join. Last car standing. Join. O, salut! Da, o să-și parte ceva așa la un event. Dăm fie la Iurea. Sunt la event. Ok. Bă, au venit ceva persoane la event adevărului? Da, nu. Ok. Ai de pe mine. Na, oricum se aude mult mai bine microfonul ăsta și cu ăsta o să filmez toate episoadele, tot live-ul tot, dar mă enervează la OBS-ul vechi că v-am zis, de-aia am și schimbat pe OBS Studio. Bine, e mai nou, e versiunea mai nouă și logic să fie așa. La OBS-ul vechi nu poți să-ți faci setările la microfon. Asta e tâmpenie. La OBS-ul ăla vechi, pe microfonul vechi, îl dezactivam din Windows, dar asta nu merge din Windows pentru că e mai nou, mai alea și ăsta e Windows 7 până la urmă, dar n-are legătură. Pe nici pe Windows 10 n-ar merge. Și îmi trebuie un program care pot să fac și setările și nu-mi bag toți virusii de pe net pentru că sunt programe cu suta care pot să-ți modifici, dar de pe Softonic, despre asta și acolo sunt virus cu grămada. Și am găsit ăsta, OBS Studio, bine, știam de mult, dar nu știam care setările astea, care poți pur și simplu să-ți faci setările. O, stai, asta e o secundă, să fac și eu ceva dacă e. Down. Mamă, dar cum se aude aici? Subscribe la Baulea Samp. Am dat subscribe. Îmi place ceea ce faci. Îmi place ceea ce faci. Da. Oricum, hai să vedem. Dar nu știu cum era, mă, frate, cu ce era eventul ăsta? Last car standing. Ai cu mașini? Interesant. Foarte interesant. Bun, să vă spun regulile. Hai că e și el foarte...
taci profesorule de română. Da. Hai să vedem și noi regulile. Vând clan. Cu cât? Nu, pe Bizon din asol că clanurile nu sunt permanente. Adică acolo odată ce ți-ai făcut clan, aveți 4 minute să vă găsiți un loc bun. A, 4 minute, minunat. Hai că... E ok. De cele 4 minute noi venim și vă omorăm. Dar asta nu e last car standing, asta e last man standing. Ah, i-a dezghețat. Hai să facem. Vine și ne omoară. Ok, o să găsesc cel mai bun loc. Sunt bun la eventurile astea. Să pun morfin Alex. Dar nu-i vreau frate clanul, am zis la troll. Lul. Bă, ia uite, bă, ia uite, bă, știi, ești prost. Bă, ce bunaci cu aia. Mamă, 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 fii atent aici ce fac. Fii atent, bă, hai să-l vină după mine. Uite, bă, adevărat? O să duci, serios? Păi fii atent aici cum nu mă găsesc fraierii ăștia. Sper doar să nu pic. Slash falulă. Nu că mă văd, cred că mă văd. Stop. Anim. Nu, nu, nu! Aaaa! Nu, 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 nu! M-am dus. Set atât. Set 14. Așa. Ok, hai că nu m-am dus. Bă, nu! Ce? Bă! Slash. Fal. Bă, nici măcar fut. Cine a prins așa are slash echic. Ah, wow. Wow. SMS 444. N-ai menționat. Slobozul tău. Wrong. Mi-a dat crash sample. Minunat. Fix în momentul potrivit. Fix când vreau să ies de la event, mi-a dat crash. Minunat. Mersi, frate. Acum nu mai pornește. Wait, stai, stai că nu mai pornește sample. Da. Ok, hai că a pornit. Nu știu ceva. Fix când am vrut să dau live event, s-a dat singur, s-a hotărât singur că nu mai am chef să jocam. Păi n-am menționat, ci că ce să ne ascundem. Și după zice, după ce ne ascundem ne ieși The Freeze, mi-a dat iertăși. Frate, Mari sau cum te cheamă să mă pui și pe modurile tale. Nu Mari, Mike. E glumeam. Pui mei, fă-le și tu mai optimizate. Au mers bine cât au mers, acum îmi dau crash în continuu, frate. Și fix când filmez. Eu când nu filmez, logic că nu-mi dau crash. De ce să dea crash când filmez ăsta când nu filmez, nu? Adică au motiv sau ce? Am intrat cu modurile de mafii. Na, pui mei. Bă, v-am zis, nu o să intru în mafii, pentru cei care l-au întrebat. Pe ele nu o să intru în mafii. Cel mai probabil o să aplic aici pentru mafii. Chiar dacă băieții rup rank-ul sau rup ce mai rup, nu o să nu contează. Eu o să intru aici în mafii. Pentru că n-am cont de mafii altundeva, deci... Na. Băi, nu vreau să-i dau sell. Băi, ce fac, mă? Vând mașina din greșeală, ce pui mei? Oricum, mi se pare că trebuie să fiu la dealership. Salut, vrei clanul? Doar am întrebat. Am 300k. Doar. Nu merită să iei un clan, pentru că uite de ce nu merită să iei un clan. Ei, toți. 2060, așa. Uite de ce nu merită să iei clan, pentru că niciun clan nu e permanent. Asta o arăt. Uite. Big clan 30 de zile, medium clan 30 de zile. Small clan, deci pentru ce să dau 700k, când 700k îi fac în mai mult de o lună. Nu, de fapt, oricum, într-o lună fac 700k. Dar zic așa, ca idee. Nu merită efortul pentru un clan să-ți bagi niște prieteni. Îți faci naiba frecvență de aia privată. Dar nu cred că poți pe Bizon, stai să mă uit. De fapt, set frec, intri, știu, pe una 103.2. A intrat aiurea. Nu-i nimeni aici. Careva? Ce, nu-i nimeni aici. Și e frecvența ta dacă nu-i nimeni. Și... Nu... Cu ce te dezavantajează chestia asta? Orice frecvență poți să pui pentru că e a ta, dacă e singur. Adică ți inviți un prieten, vorbești doar cu el. E practic ca un fel de clan. Îți bagi doar, adică le dai frecvența doar la aia care vor să-i bagi în clan, cum ar veni, știi? Și de ce să stai atâta să muncești când poți să... când poți să... să improvizezi, nu? Zic și eu.
By the way, în vacanța asta o să am planuri mari cu live-urile, o să fac ceva live mai lung, nu știu, de 24 sau de 12 ore, abana. Și o să vină și Robi la mine, sper, Robi, dacă te uiți la acest videoclip, să vii la mine, de ce mă duc la Valea așa. Robi, sper să vii la mine dacă tot vorbim despre astea. Stați un pic. Mi-am dat așa, asta mai jos. Da, Robi, ai auzit ce ți-am zis, sper să vii la mine, pentru că, a, mă rog, las, mai zic nimic, că după aia n-are rost. Ți-ai, sper să vii, adică... Da, puie mei, tot timpul îmi promitea, după aia vai că nu știu ce, vai că-l doare piciorul, vai că-l doare nu știu ce, vai că nu s-a trezit, vai că nu lasă taică, vai că nu știu ce știe. Dar oricum, v-am zis, o să fac orice ar fi, fac un live de ăsta mai jmecheros, dar la o să vă anunț oricum înainte. Cu Sam, cu CS, cu ce-o fi. Poate în vacanță să fac și PC-ul de streaming, dacă nu mi-l fac o să fac stream de pe laptop, prefer să-l folosesc ca PC de streaming. Pentru că, v-am zis, o să vreau să fac cu toate jocurile și nu toate jocurile merg să le fac în calitate mare. Adică, pui mei, până la urmă transmis live, e foarte mare uzul de procesor. Și cam procesorul contează la GTA 5. Adică, bine, nu neapărat procesorul, dar dacă e procesorul 90% din OBS, ce pui mei să mai faci, să mai joci GTA 5, știi? Îți framează în continuu, n-ai cum să joci când e procesorul utilizat 90% de OBS, știi? N-ai cum. Uite, acum, de exemplu, când filmez, mi-e utilizat doar... 23%, 20%, știi? Dacă fac live, se duce 90%, păi... Că faci live, totuși. Event, ce event? A, tot fraiera asta. Stai joi, cred că oprit alea. A, lol. Am crezut că merge. Na, pui mei. Și oricum, hai, o să intrăm în forță, o să fim puternici rău de tot. Am licența de arme. Licenses. O, am cum să nu, mai să mergem să facem DM pe cops. Dar de obicei, asta e tradiția. Oricum am făcut și live ieri. Am făcut live cu... Bine, voi când vedeți videoclipul ieri, dar eu azi am făcut live cu noul microfon. Și de super, super, super șmecher. V-am zis, oricum o să mă mut pe OBS Studio. Pentru că e mult mai șmecher. Și pentru că... Nu contează cu ce filme, pentru că e tot aceeași calitate până la urmă. Chiar calitatea mai bună, pentru că pot să măresc bitrate-ul mai mare, pentru că ăsta nu-i... Este mai bine optimizat decât ăla și pot să măresc bitrate-ul cât vreau eu. Dar am face videoclipul de 15 giga și n-am chef să stau 2 ore la upload, așa că o să las pe 20.000. Dar na, spune dacă e calitatea mai ok și audio și toate alea, că am încercat să fac tot posibilul. Când văd că strângem 160 de abonați pe lună, despre ce vorbim, adică... Am început oricum să mă cresc foarte mult în ultima vreme și chiar vă mulțumesc că la ora care v-ați abonat și care sunteți noi pe canal, că până la urmă n-am mai făcut 160 de abonați pe lună în viața mea, frate. Pentru mine e mult. Alții fac 3.000 de abonați pe zi, alții fac suma mea de abonați pe zi, eu fac suma altora de abonați pe lună. Da, pui mei. Oricum, chiar... Na, și Sampul m-a crescut. Pentru că nu post, când nu postam Sampul, postam numai Minecraft și CS, se abonau 10-20 pe lună. Ce 10-20? Se abonau mai mult. 30 maxim pe lună. Acum, când am postat, s-a pus 60 pe lună. Ești nebun, în fâine. Na. Oricum, de azi de-abia aștept să se deschidă Yellow, că acolo mă duc. Dar nu o să pot să deschid, nu o să pot să filmez deschiderea, deci... Na. Nasol. Sau filmez de pe laptop, dacă vreți, dar vă pun după aia când ajung acasă, că n-am net pe... N-am net bun acolo și pentru un episod de 1 giga, cred că aș sta 2 zile în pâine, deci n-am net bun. Hai să jucăm și noi un pic de paint cu modulele de mafii. Oricum, cam astea sunt planurile. Între cu intri... A, aici intri așa. Eu acum, până se deschide el, nici nu prea am ce să fac. Oricum, în 3 zile s-a deschis. Bine, mai puțin și se face ora 12 și ar veni 2 zile. Păi, azi miercuri. Vineri se deschide. Ce pui mei, stăm atâta la discuții. Deci, 2 zile și ne-am dus pe el. Deocamdată hai să vă arăt. Este în standby. Uite, zice și aici, asta e display capture. Ia uite. Vezi, Yellow, Baghet, nu știu ce, și Nefrite e deschis, mi se pare, nu? Da, uite, Nefrite, aba, nu. 20.00 on line. Apoi, mei. Și ăsta e în lucru. Vezi, nici măcar n-au băgat GM-ul, ești nebun. Da, oricum, sper că Shadow să aibă idei noi și să bage un GM mult mai șmecher. Că așa m-au zis, că o să bage un GM ceva mai diferit. Pui mei, nu știu. Sper să se bage, sper să fie adevărat. Da, Shadow, sper să fie adevărat. Pentru că aștept ceva nou de la Baghet, ceva care să fie peste Bizon, pentru că nu pot să cred că Baghet, care e prima cea mai populară comunitate din România, adică bine prima, asta a fost cea mai populară comunitate, bine, știi care e faza? Bizon e comunitate universală, adică nu universală, nu știu cum să-i explic, are pentru toate jocurile server, ce-s... un pic.
are pentru CS1-6, CSGO, toate jocurile. Și dacă iei în calcul toți playerii de pe toate serverurile, da, Bizon e mai mare decât Bugged-ul, dar așa doar pe subiectul SAMP nu e mai mare. Oricum, văd multe suferințe pe grupuri de SAMP care se ceartă pe subiectul ăsta de căcat, mi se pare mie, pentru că e cea mai prost subiect, frate. Fiecare joacă pe ce server vrea el, ce te doare pe tine, uite, vine unul în comentarii la mine și mă jure de toți morții că eu joc pe Bizon. Joc pe ce vreau eu, frate, dacă mie mi se pare mai calm, mai Bizon, joc pe Bizon, știi? Da, unii nu înțeleg chestia asta, vin și te jură în comentarii, frate, pe ce server joci, joacă pe ăla sau îți dau dislike, știi? Nu ai decât să-mi dai dislike, sincer, mă doare undeva. Că până la urmă nu poți să te opresc, eu îți dai dislike, nu poți să vin la tine, zic, frate, nu da dislike, dă-i like, hai că nu știu ce. Și sunt mulți youtuberi care chiar pun la suflet chestiile astea, adică vine unul la el în comentarii, zice, frate, îți dau dislike dacă nu postez aia. Ăla, imediat, gata, frate, postez, nu da dislike. Pui meu, postez pe ce joc mă simt eu bine, nu postez că îmi vine unul, mă jure de toți morți, zice, frate, postează aia sau îți dau dislike. Chiar nu-i bag în seamă, mă rog. Bă, s-a deschis arena sau nu? Că începem deja să discutăm cam multe, da, mă rog. Bă, o să închei acest episod aici. V-am zis, în vacanță o să fac ceva live bombă de ala, că acum mi-am luat și microfon nou. O să văd cum o să-l pun aici, o să-i fac, o să-i fac ceva setări să se audă mai tare. Bine, știu să-l dau mai tare, dar să se audă și cât de cât, adică nu s-a apăs pe o tastă să se audă peste vocea mea. Omoară-mă. De fapt, lasă-l. Nu se audă peste vocea mea, știi ce zic? Deci, na. O să deschis arena, dar nu mă mai duc, de fapt nu mă duc. Deci, leave paint. Leave paint. Bal. Ah, mă rog. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Salut!